Bună seara, bună seara, oameni buni, frumoși și luminoși! În zi de mare sărbătoare, ziua nașterii Maicii Domnului, Măicuța noastră sfântă care ne ajută, Maica grabnic ajutătoare, chiar este grabnic ajutătoare, doar să să-i cerem ajutorul, doar să o chemăm și chiar vine. Chiar dacă nu o vedem, chiar dacă nu o auzim, ea este lângă noi. Este cea mai bună mamă. O zi minunată în care cu siguranță toți am primit daruri și cu siguranță, dacă nu ați făcut-o până acum, vă rog mult de tot să aprindeți câteva lumânări să-i le dedicați Maicii. Și eu te iubesc, Dorina, îți mulțumesc frumos. Vă spun sincer, vă prezint o carte. Mantaccia, Tao, lumina care vindecă, practici fundamentale pentru activarea energiei Qi. Știți care e anecdota acestei cărți? Am cumpărat-o în 2017 în Timișoara, am răsfoit-o, am citit-o, dar așa, nu eram eu pregătită pentru a aprofunda. Și am lăsat-o, Neața Valeriu, mi-era dor de tine. Ideea este că îl auzeam pe Dragoș și pe Lucian Mantaccia, Mantaccia, și povestea Lucian așa cu convingerea lui și știam și știu că e adevărat și îmi doream atât de mult, zic, Doamne, vreau și eu o carte de Mantaccia. Ca să vedeți surpriza mea cu câteva zile, să merg prin bibliotecă să mă uit și zic, nu se poate, eu chiar am o carte de Mantaccia. Deci chiar nu venea să cred și mi-am adus aminte de Lucian, zic, oh, ce fain. Na, toate se întâmplă cu scop și cu... Totul este bine calculat, ca să spun așa, în viața noastră. Este o carte fabuloasă pentru cei care vreți să începeți să vă jucați cu energia. Sunt practici, sunt metode, sunt exerciții cu imagini foarte clare și precise, cum să-ți activezi energia, cum să te joci puțin cu energia. Vă dau un exemplu simplu, simplu, simplu. Se numește înghițirea luminii aurii și a salivei. Așa se numește metoda, da? Și spune așa, inspiră lumina aurie și amestecă-o cu saliva. Pur și simplu ți închipui că inspiri lumina aurie și o mesteci, și o mesteci, și o amesteci cu saliva. Amintiți-vă, totul se întâmplă conform intenției. Dacă noi dorim să inspirăm lumină și să o amestecăm, să o amestecăm cu saliva, asta o să se întâmple. Apoi înghite saliva până în inimă. Închipuieți că saliva ta cu tot cu lumină merge în inimă. Este o formă de curățare. Este o carte foarte, foarte clară și precisă, sincer, deci este extraordinară. Abia aștept să o citesc. Pentru că arată foarte multe metode de a lucra cu energia, de a ne curăța, de a... tot felul de exerciții. Deci este extraordinar, foarte sugestivă și înțelegi mult mai mult, mai ales pentru cei vizuali care învață prin imagini. Este fabuloasă. Pur și simplu un duș de energie. Ne conectăm la sursa de lumină și ducem energia până unde vrem noi. Vrem într-un organ, vrem în inimă, vrem rinic, stomac, unde vrem. Sunt imagini și exerciții foarte simple și foarte frumoase. Cred că
Am fost destul de clară. O imagine foarte frumoasă. Acum am descoperit-o. Un om care își primește lumina prin chakra numărul 7 și animăluțele care își primesc lumina prin codiță. Poziția verticală a oamenilor canalizează forța universală direct în jos prin cap. Pur și simplu. Postura majorităților animalelor canalizează forțele universale și terestre prin coadă și corp înainte ca acestea să poată ajunge la cap. Deci, la ele este procesul invers. La noi merge în jos, la ei invers. E interesant, e foarte interesant. Așa, ne-am adunat. În seara asta am vrut în mod special să o cinstim pe Măicuța Domnului, așa cum merită. N-aș vrea să spun, am o prietenă dragă care de ziua Sfântului Nicolae, de ziua Sfântului Arsenie Boca, pur și simplu ne adunăm, mergem, sunăm la telefon amândouă și ne închipuim că suntem în fața Sfinților și le cântăm la mulți ani. Este forma noastră, cu tot respectul, bineînțeles, este forma noastră de respect. Știu, vi se pare copilăresc. Vă spun sincer, am făcut-o de câteva ori și ne-am simțit foarte bine. Pur și simplu ne-am închipuit că suntem în fața Sfântului Nicolae și de Sfântul Nicolae i-am cântat la mulți ani. Și chiar a fost frumos, vă spun sincer. Dacă vreți și nu vi se pare prea copilăresc, puteți să o încercați. E o experiență, de ce nu? Noi ne-am simțit foarte bine. Și chiar am simțit că Sfinților le-a plăcut. Sfinții ne văd, Sfinții ne aud. Dragoș spunea să tratăm Sfinții ca pe prietenii noștri. Deci să nu păstrăm distanța aia, ei sunt acolo și noi aici. Să fie în viața noastră, să-i rugăm să ne fie protectori, protectori ai casei, protectori ai mașinii, ai noștri să ne ajute. Și vă spun sincer, când sunt așa mai strâmtorată, zic, Sfântul Arsenie Boca, te rog frumos, ajută-mă, Sfântul Nicolae, Sfântul Parascheva. Și încep, și încep, și îi rog și mă ajută. Sunt și situații în care n-am ce să fac. Înseamnă că nu trebuie să, așa trebuie să se întâmple. Și atunci accept și merg mai departe. Dar fac tot ce îmi stă în putință să cer ajutorul și să modelez puțin realitatea în care trăiesc, atât cât mi se permite, bineînțeles, cu ajutorul Sfinților. Măicuța Domnului, măicuța noastră frumoasă și dragă și minunată, vă rog mult de tot să citim acatistul și la mijloc să cerem, vă rog mult de tot să cerem tot ce vreți, tot ce vă doriți și mai ales să-i mulțumiți. Să-i mulțumiți pentru că nici nu știm, noi nu avem idee de câte ori ne-a ocrotit și cât ne-a ajutat. Dar credeți-mă, dacă începeți să colaborați, ca să spun așa, cu Maica Domnului, o să simțiți energia ei în casă și în preajma voastră, bineînțeles, la timpul potrivit. Și o să simțiți ajutorul. Cei care sunteți supărați pe Maica Domnului, cum vă dați seama că sunteți supărați pe Maica Domnului? Nu vă vine să vă rugați la Maică. Când e să vă rugați la Maică, e repede, repede, repede și pe furiș. Înseamnă că este o rezistență. Ceva este acolo. Uitați-vă bine, nu-i nimic, dar faceți tot ce vă stă în putință să îndepărtați piedica asta, pentru că nu e bine. Aveți un zid așa între voi și Maica Domnului. Multe persoane se roagă de la Dumnezeu, la Isus, este super, dar să fim echilibrați. Dumnezeu este și energie feminină. Da? Să ne îndreptăm și spre Măicuța Domnului și dacă simțiți anumite rezistențe, faceți tot ce vă stă în putință să vă cereți iertare. Înseamnă că ați greșit cu ceva sau sunteți supărați. Sau este ceva care vă reține. Un blocaj mental, o idee, ceva antifeminin. Uitați-vă bine în sufletelul vostru și o să găsiți care este cauza de nu aveți o relație fluidă de mamă, fiu, mamă, fică. Da? Este foarte important să te simți comod în prezența Maicii. Este Maica noastră.
să te simți comod și să-i ceri și să-i ceri ajutorul mai ales. Știți ce bine te simți când îi ceri ajutorul Maicii? Și îi spui, sau pur și simplu îi te plângi Maicii. A fost o perioadă foarte grea din viața mea când nu mai puteam. Deci așa mi-au venit peste mine, m-au îngropat efectiv. Am fost pe punctul să-mi pierd a doua oară mințile. Vorbesc serios. Deci am luat-o rara, dar nu sută, slavă Domnului. M-am pus în genunchi și am început să plâng și am zis, Maică, te rog frumos ajută-mă, Doamne, te rog frumos ajută-mă, nu mai pot. Simțeam că nu mai pot nici în plan fizic, nici spiritual. Eram depășită de situație. Am plâns și am strigat, efectiv, strigam la Măicuța Domnului să mă ajute. Eram disperată, eram într-o situație care mă depășea. În realitate, situația nu era atât de rea, dar eu așa o vedeam. Și eram atât de spăimântată și de terorizată, că vedeam doar monștri, ca să spun așa, în jurul meu. Îmi plăcea să mă pedepsesc singură, pentru că nu mă iubeam. Și uite, așa s-a format un bulgăre de zăpadă care creștea în fiecare zi și mi-a alimentat fricile. Și atunci am cerut Maicii să mă ajute. Vă dau cuvântul meu de onoare că în 2 săptămâni s-a rezolvat. Deci, dacă cerem să lăsăm și puțin timp îngerilor și Maicii și lui Dumnezeu să lucreze. Pentru că uneori se întâmplă așa, dar câteodată mai este nevoie să se așeze puțin lucrurile. De multe ori ceream sfinților îngeri, ceream câte ceva. Și mi se spunea, da, se rezolvă, sau ai răbdare, sau ok. Și vedeam că nu se întâmplă nimic. Și ziceam, dar ce se întâmplă? De ce nu se întâmplă? Ceea ce măsuram, ieșea bine, era ok. Zic, măi, dar totuși nu se mișca nimic în plan fizic. Și mi s-a spus așa, ai răbdare, îngerii trebuie să lucreze. Și mi-am dat seama, dacă îți dorești un post de lucru, fă tot ce stă în putință, fă-ți un proiect Reiki, trimite lumină, aprinde lumânări, roagă-te, mișcă tot ce poți în planul fizic. Roagă-te la toată lumea. Deci credeți-mă, una e să te ajute unul și una e să te ajute 10. E logic, nu? Așa că rugați-vă la toată lumea. De la cine primiți, primiți, nu contează. Dar țineți cont că ca să ajungeți într-un post, cineva poate trebuie să plece, să primească alt post mai bun, mai sus, mai jos, nu contează, fiecare cu soarta lui. Ideea este că trebuie să se facă niște mișcări, ca să spun așa, în planul de sus, ca apoi să se simtă și în planul fizic. Aveți răbdare, dar faceți tot ce vă stă în putință. Și mai ales că acum știm că avem pe Măicuța Domnului, e mult mai ușor, ca să spun așa. Maica Domnului, amintiți-vă, ne este în momentul morții noastre. Amintiți-vă, rugați-o de pe acum, nu așteptați, că noi nu știm cât trăim. Nu trăim, poate trăim 110, 111 ani, dar și dacă trăim 50, și dacă trăim 60. Eu zic că e bine să te asiguri că Maica o să fie, Maica oricum o să fie, dar altfel este sprijinul ei dacă trimiți lumină, dacă o rogi, dacă citești Acatistul Sfântului Acoperământ, unde spune clar, precis, că Măicuța Domnului o să fie în momentul morții noastre ca să ne protejeze. Măi, altfel este, altfel te simți, altfel te pregătești. Măicuța Domnului ne ajută și cu copiii avortați. Măicuța Domnului ne ajută oricum. Se spune că astăzi este bine toate femeile și familiile care își doresc copii să se roage Maicii Domnului ca să primească, mama-i mamă, să primească darul divin de copii. Am greșit în alte vieți față de copii. Asta este. Dar se poate, totul se poate negocia. Așa spune și Dragoș, că totul se poate negocia. Și dacă nu ai primit ceva încă, înseamnă că nu ai plătit destul. Totul se plătește. În aur spiritual, în rugăciune, în post negru, totul se plătește și efortul se răsplătește. Intenția este văzută de pe partea cealaltă și se știe. Dacă tu ai intenția să... Bună, Manuela! Mulțumesc!
dacă tu ai intenția să vii sâmbătă seara la rugăciune și adormi că ești obosită, măi, totuși intenția contează, dar să fie intenție sinceră. Și dacă te-ai trezit și mai citești o rugăciune acolo și mai citești un acatist, contează, orice este mai bun decât zero. Orice, un pas făcut e mai bun decât zero. Amintiți-vă să-i cereți Maicii Domnului, amintiți-vă să vă plângeți Maicii Domnului, mai ales să vă plângeți și să-i liberați, să verbalizați, Maică Sfântă, dar nu trebuie să faceți doar astăzi, vă rog mult de tot să faceți când simțiți nevoia, când sunteți împovărați, citiți acatistul nașterii Maicii Domnului sau Sfântului Acoperământ a Maicii Domnului sau ce vreți, ce rugăciune pentru Maicuța Sfântă. Și la jumătate vă opriți și spuneți, și plângeți, și nu contează că stați jumătate de oră sau o oră sau două ore și spuneți, Maica este acolo și vă ascultă. Și credeți-mă, în primul rând o să vă simțiți mult mai bine pentru că eliberați din energia negativă acumulată în interior. Este ca o spovedanie și cu siguranță ceva se întâmplă, ceva se schimbă acolo. Și mai spui odată, și mai spui odată, și săptămâna viitoare. Și este o formă de a ne vindeca. Asta se numește vindecarea umbrei. Cei care vreți să mergeți mai repede cu vindecarea umbrei, vă recomand grupul Școala Spirituală a domnului Marcu Ion, unde în fiecare miercuri, la ora 17, mi se pare, face exerciții de vindecare a umbrei, respirații, ne învață ce să facem. Să ne vindecăm umbra, să ne vindecăm pe noi. Amintiți-vă că în umbră sunt toate amintirile neplăcute ale noastre. În umbră este tot. Când te-a certat mama, când s-a uitat urât învățătoarea, când a țipat vecina, când te-ai certat cu șeful, toate sunt acolo, nu se pierde nimic. Toate rănile noastre de trădare, neacceptare, neiubire, respingere, umilință și toate câte sunt, acolo sunt în umbră și vă asigur că toți avem cel puțin o rană de neiubire, de respingere, de abandon, de ceva avem. Dacă nu, am fi cu zâmbetul până sus și am fi fericit și am fi am salutat pe toată lumea, hei, bună dimineața, ce faci pe cine? Na, când am mai făcut noi asta? Am făcut o singură dată într-o ajun de Crăciun, am mers prin oraș și atât de fericit am fost, că aș fi fost în stare la toată lumea, am spus Crăciun fericit, sărbători fericite, aș fi fost în stare să strig, așa de bucuroasă eram. Chiar mi-amintesc foarte bine, atât de fericit am venit, la toată lumea am spus Crăciun fericit, din mine, nu din obligație. Așa ar trebui să fie starea noastră în permanență, dar mai avem de lucru până ajungem acolo. Bună, Doina, te iubesc! Amintiți-vă de Maica Sfântă și cereți-i ajutorul, chemați-o în casa voastră, cumpărați iconițe, puneți în mașină, în torpedo, acolo iconița Maicii. Sau o puneți unde vreți, o lipiți, unde vreți. Nici să împopoțănăm tot parbrizul, că nu e așa de bun gust și este și incomod pentru că incomodează, reduce vizibilitatea, dar faceți tot ce vă stă în putință. Să vorbiți cu Maica. Dumnezeu, de la Dragoș am învățat să am relația mea permanentă cu Dumnezeu oricând și când fac mâncare, spun Doamne, îți mulțumesc. Când primesc ceva, spun, Doamne, îți mulțumesc, mă opresc două secunde și ori spun ușa milostivirii, ori direct mă închin sau pur și simplu zic, Doamne, îți mulțumesc. Sau Doamne, ajută-mă. Sau Doamne, ajută pe cineva cu cine lucrez. Sau am relația mea personală și sunt atât de fericită pentru că nu mai depind de nimeni. Dumnezeu este lângă mine când eu am nevoie. Maica Domnului este lângă mine când eu am nevoie. Păi ce vreau mai mult? Sincer, nu trebuie să depind de... Nu zic acum, Doamne, iartă-mă să nu mai mergeți la biserică. Mergeți! Dar faceți și ceva în plus, pentru că mie mi se pare foarte puțin. Doar să mergi, aprinzi lumânări, faci ritualul, pupi icoane, mai o cruce, mai o mătanie. Dacă o faci, un Tatăl nostru, ceva un crez pe acolo, mai așa, gata!
Mi se pare foarte, foarte puțin și foarte sec. Mă duc, aprind lumânări, mă închin și... Da, este fabulos să nu vă, să nu uite asta, că e foarte important. Când mergeți la biserică, în timpul Sfintei Liturghii se deschid cerurile. Este momentul culminant. Deci pentru asta merită să mergeți la biserică. Se deschid cerurile, începe să curgă lumină, îngerii noștri se încarcă, se curăță. Primim daruri pentru că suntem acolo, dar cel mai important, se aud rugăciunile. Știți că sunt multe dimensiuni, ceruri în ceruri în ceruri. De asta se spune că se deschid cerurile. Ei, în timpul rugăciunii, în timpul liturghiei, atunci să vă rugați, atunci să vă plângeți, că atunci vă aude tot cerul. Foarte important. Foarte, foarte, foarte important. Când începe să citească liturghia, atunci te pui și te rogi. Încet. Așa, să nu audă nimeni, să nu deranjăm. Neața Laurențiu. Foarte important, amintiți-vă. Atunci este momentul să ai convorbirea ta cu Dumnezeu. Foarte, 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 foarte important. Sunt foarte bucuroasă că astăzi este Nașterea Maicii Domnului. Este o sărbătoare frumoasă, este o sărbătoare a bucuriei. Măicuța noastră sfântă, care a venit, Sfântul Arhanghel Gabriel, și a spus părinților ei, Ioachim și Ana, că o să aibă un copil. Deși avea o vârstă destul de înaintată, așa a fost. Doar atât vă rog mult de tot, dacă nu ați aprins o lumânărică Maicii, aprindeți-i. Nu-i târziu. Aprindeți-i și spuneți-i: Maică, mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat până acum. Chiar dacă nu ești mulțumit de viața ta, Maică, mulțumesc că mi-ai dat. Vrei să primești mai mult? Mulțumește. Mulțumește pentru tot ce ai. Că nemulțumitului i se ia darul. Dacă doar vedem ce are vecinul și nu vedem ce avem noi, în primul rând nu ne iubim și desconsiderăm ce avem, și plus de asta, niște îngeri au lucrat pe partea cealaltă ca să primim. Și noi nu le valorăm munca. Și chici, o să zică: păi Doamne, la ce să mai muncesc eu atât dacă nu valorează? Ca și cu darul de bani. Dacă acum ai salarul și acum mâine nu-l mai ai, îngerii o să zică: Doamne, am muncit atât de mult ca să aibă banii ăștia și în 3 zile n-au mai fost. Și azi așa, mâine așa, mâine... La un moment dat o să zică: Doamne, Doamne, hai să vedem. Mai tragi un pic preșul de sub picioare. Și se rămâne fără servici sau scade darul divin de bani. Nu este pedeapsă, este doar a atrage atenția. Hei, vezi că nu mergi bine. Vezi că risipești o energie divină. Așa. Haideți să citim acatistul. Și aici cu pisicul meu. Amintiți-vă să vă rugați și să cereți. Cu siguranță astăzi primim, pentru că este o zi atât de importantă. Mulțumesc cu recunoștință. Haideți să începem. Ne închipuim că suntem un omuleț mic de lumină care coboară în chakra inimii, ajunge în dreptul inimii. Haideți că merg prea repede. Și privim cum arată inima noastră. O îmbrățișăm. Punem așa obrăjorul cu toată dragostea pe inimioara noastră și mulțumim pentru toată munca ei. E foarte important să-i mulțumim. E foarte important pentru că draga noastră inimioară a muncit de când? Din primele săptămâni ale vieții noastre. Nici nu știu când se formează inima, dar este, mi se pare că, printre primele organe care se formează. Și de atunci am muncit în continuu pentru noi. Cereți iertare că nu v-ați gândit la cât efort face pentru noi. Și trimiteți-i multă iubire, multă iubire, abia așteaptă. Haideți să mergem în spatele inimii noastre, unde de obicei este o poartă, o ușă, o intrare.
indiferent cum arată. O deschidem. Și pășim cu încredere în inima noastră și invităm și toată echipa noastră de lumină să vină în inimioara noastră. Ok. Invităm toate entitățile și toate energiile negative care sunt în inima noastră să plece, dar să plece acum, în siguranță, unde vrea Dumnezeu primordial. Cu tot respectul și cu toată dragostea, o invităm pe Maica Domnului în inima noastră. Și chiar dacă nu o vedeți, să știți că este acolo. Mulțumiți-i pentru marea onoare că a venit. Și rugați-o ca de câte ori consideră ea să vină în inima noastră sau să rămână în inima noastră, cum dorește Maica Domnului, cum consideră. Așezați-vă lângă Maica Domnului și îmbibați-vă de energia feminină, dulce, elegantă, finuță a Maicii. Blândețe, purețe, bunătate, gingășie, eleganță, iubire necondiționată. Maica Domnului ne iubește pe toți, toți suntem copiii ei. Invit mai ales persoanele care au probleme, au avut o relație mai rece cu mamele. Vă rog mult, faceți tot ce vă stă în putință să mergeți la Maică și să vă apropiați de Măicuța Domnului. Și să o rugați să îmblânzească inimile voastre și a mamei și a voastră. Să vină înțelepciune, uitare și bunătate și relația dintre voi să se îmblânzească. Iar dacă mama dumneavoastră a plecat, rugați-o pe Maică să vă ajute să iertați și să vă eliberați. Să iertați tot ce s-a întâmplat și să eliberați toată durerea acumulată. Împreună cu îngerii noștri, ghizi, arhangeli, dragoni și alte entități de lumină, haide să citim acatistul nașterii Maicii Domnului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh primordial. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindeni și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sfletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă azi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh primordial. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
Dumnezeu Dumnezeilor, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, slavă ție, Doamne, slavă ție! Acatistul nașterii Maicii Domnului. Nașterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza soarelui, celui înțelegător, răsare, astăzi Maica Bucuriei se naște spre mântuirea toată lumea. Veseliți-vă, popoare, și vă bucurați, și cu credință, din inimă lăudați-o așa. Bucură-te, Dumnezească, pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea. Soborul îngeresc și neamul omenesc astăzi după cuviință să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine și nădejdea așteptării lui Adam se împlinește, pe care toți lăudând-o așa să-i zicem: bucură-te că viața și bucuria prin tine lumii se va trimite. Bucură-te, steaua dimineții cea înțelegătoare! Bucură-te, steaua darului care vestești venirea în lumea veșnicului soare! Bucură-te, dimineață și zori care aduci lumii veșnică nemurire! Bucură-te, chemarea înapoi a celor de rai care s-au înstrăinat! Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care șarpele i-a înșelat! Bucură-te, cămara tainelor mântuirii neamului omenesc! Bucură-te, floarea milei și a îndurării Părintelui Ceresc! Bucură-te, odor ales de Dumnezeu și slava Fecioriei! Bucură-te, sălașul cel cuvântător și cămara cea sfântă a bucuriei! Bucură-te, Dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea! Adam și Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat și Maica Milei la noi a sosit, pentru care slavă lui Dumnezeu, așa cântăm Aleluia! Adam, cu taină la început pe femeie, cu numele vieții anumit-o, ca la plinirea vremii, prin Eva cea tainică și duhovnicească, viața lumii s-a înnoit și bucuria în locul întristării a răsărit, pe care cu credință din inimă o lăudăm așa: bucură-te, răsăritul cel gândit al soarelui celui neînserat! Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea! Bucură-te, roa milostivirii lui Dumnezeu prin care arșița păcatului se răcorește! Bucură-te, roa cea ducătoare prin care roa morții se tămăduiește! Bucură-te, lăcaș prea sfânt și raiul cel gândit al desfătării! Bucură-te, fântâna darurilor și izvor al mângâierii! Bucură-te, stâlparea cea înțelegătoare din rădăcina împărătească! Bucură-te, floarea duhovnicească cu sămânță arhierească! Bucură-te, sfânta sfintelor cea prealeasă! Bucură-te, sfânta sfintelor și scară cerească! Bucură-te, raiule cu totul înflorit! Bucură-te, raiule cuvântător și prea împodobit! Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea! Bucuria a luat de la Dumnezeu Ana pentru nașterea lui Samuil, dar și mai mare a fost bucuria dumnezeiștilor părinți pentru nașterea ta, prea sfântă fecioară, pentru care slavă și mulțumită din toată inima a adus lui Dumnezeu cântând Aleluia. După îndelungată vreme de nerodire și de mâhnire a dumnezeiștilor părinți, ca un soare prea frumos ai răsărit și noaptea întristărilor ai risipit-o prin nașterea ta și bucurie la toată lumea ai vestit, pentru care cu smerenie și cu milință te lăudăm așa. Bucură-te că nașterea ta ca Îngerul Domnului ai vestit-o. Bucură-te că numele tău de Înger s-a prorocit. Bucură-te că și la nașterea ta cerul și pământul s-a bucurat. Bucură-te că numele de Maria ca taină de la Dumnezeu ți-a dat. Bucură-te că cele 5 slove ale numelui tău pe unele din darurile tale le-a arătat. Bucură-te că tu și fecioria și prorocia ai covârșit-o pe Maria. Bucură-te căci cu milostenia și cu smerenia ai strălucit mai mult decât Abigail. Bucură-te că frumusețea Rahilei a întrecut-o fără de asemănare. Bucură-te că frumusețea Rahilei s-a deosebit de a ta ca a lunii de soare. Bucură-te că pe Iudita cea înțeleaptă cu înțelepciune ai întrecut-o. Bucură-te că pe Ana, mama lui Samuel, ai covârșit-o prin moartea cea gânditoare. Bucură-te, Dumnezeiască prunca Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea. Să se bucure Isaia, prorocul cu bucurie mare, că iată, semnul bucuriei în lume a strălucit și cu Fecioara Maria,
Maica lui Emanuel la noi a sosit, de a cărui venire cerul și pământul se bucură și împreună cu noi cântă lui Dumnezeu, aleluia. Înaintea soarelui dreptății, steaua dimineții cele duhovnicești a răsărit și raza zilei cele de taină nouă ne-a strălucit. Veseliți-vă, popoare, și vă bucurați, și pe dumnezeiasca pruncă ce s-a născut cu bucurie mare să lăudăm așa. Bucură-te, prea sfântă, dumnezeiască pruncă și odor prea cinstit. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, care la noi ai sosit. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, pe care mai înainte cu Duhul prorocii te-au văzut. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, ceea ce te-ai născut spre mântuirea lumii. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, ceea ce din pântecele neroditor ai răsărit. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, căci prin a ta naștere a venit în lume mila lui Dumnezeu. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, prin care sosește împăcarea cu Dumnezeu în lume. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, de a cărei naștere se veselește toată lumea. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, ceea ce ai izgonit întristarea cea veche din lume. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, ceea ce prin nașterea ta ne izbăvești de o sândă. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, că alături de ușa Edenului sabia cea de foc păzitoare. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, ceea ce ne aduci iarăși desfătarea raiului. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea. Nazaretul cel mic și nebăgat în seamă să se veselească și să se bucure, căci cu slavă și cu cinste s-a îmbrăcat prin nașterea ta prunca lui Dumnezeu, Maria, pe care cu toate neamurile te laudă și cântă lui Dumnezeu, aleluia. Înflorit și sfințit, tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-au arătat Fecioară cea înflorită și cu frumusețea cea fără de asemănare și împodobită cu felurimea darurilor, prea Sfântul Duh, de a ta gândită și simțită frumusețe, foarte minunându-se și cu nevrednicie întrăznind a te lăuda așa. Bucură-te, floarea darurilor, cea înflorită și frumusețea cea fără de asemănare. Bucură-te, Fecioara cea împodobită cu sfințenia nemuritoare. Bucură-te, floare care din tulpină uscată ai înflorit. Bucură-te, ceea ce cu darurile prea Sfântului Duh ai înflorit. Bucură-te, floare care covârși toate florile raiului cu frumusețea ta. Bucură-te, floarea darurilor cea prea aleasă. Bucură-te, Fecioară pe care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit. Bucură-te, Fecioară prea sfântă și prea frumoasă. Bucură-te, floare duhovnicească, cea cu care ai împodobit pământul. Bucură-te, Fecioară care ai fost aleasă de mirele cuvântului. Bucură-te, floarea cea cu slavă nemuritoare, pururea înflorești. Bucură-te, Fecioară, ceea ce covârșești cu frumusețea cea duhovnicească cerurile. Bucură-te, dumnezeiască pruncă, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea. Porumbița lui Noe, oarecând semn spre încetarea poporului adus în corabie, iar tu, porumbiță cuvântătoare, născându-te azi, semnul milei și a milostivirei lui Dumnezeu îl aduce în lume. Pentru aceea toți ne bucurăm și lui Dumnezeu îl lăudăm cântând, aleluia. Pe tine, porumbița lui Dumnezeu, văzându-te sosind la noi, frica potopului păcatelor ne părăsește, căci toată lumea prin nașterea ta izbăvește de o sândă pe ce pentru care cu bucurie te lăudăm. Bucur-te, porumbița lui Dumnezeu, care la noi astăzi ai sosit. Bucur-te, porumbița darului care ai vestit încetarea morții păcatului. Bucur-te, porumbița de aur cu totul prea strălucită. Bucură-te, porumbiță duhovnicească și prea sfințită. Bucură-te, porumbiță cuvântătoare și prea frumoasă. Bucură-te, porumbiță prea sfântă și prea aleasă. Bucură-te, porumbiță prin care lumea s-a izbăvit de întristare. Bucură-te, porumbiță prin care ne-am izbăvit de rana morții. Bucură-te, porumbiță peste care cu Duhul Sfânt ai venit. Bucură-te, porumbiță prin care puterea celui prea înalt te-a umbrit. Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea. Dragii mei, acum vă rog mult de tot să facem o mică meditație înainte de a cere și de a spune Maicii ceea ce vrem. Haideți să închidem puțin ochișorii. Stăm cu spatele drept, palmele în sus,
pe picioare relaxate. Pur și simplu le puneți cu palmele sus, așa, pe genunchi. Și inspirăm profund. Și expirăm lent. Inspirăm profund. Și expirăm lent. Lăsați-vă duși, pur și simplu. Sunteți în siguranță în casa voastră, dar pur și simplu stați relaxați și lăsați să vină orice informație spre voi. Poate fi un gând, poate fi o trăire, o imagine. Ieșiți din starea de control și lăsați să vină spre voi. Sunteți în siguranță. Coborâți toate gărzile și toate protecțiile și lăsați să vină spre voi ce vrea Maica Domnului să vină. O rugăm pe Măicuța Domnului ca toți cei care sunteți aici să vă binecuvânteze și să dăruiască pentru fiecare tot ce este mai bun, mai optim și mai necesar acum. Rugați-o pe Maica Domnului să vă ofere ceea ce dânsa știe mai bine. Lăsați-vă învăluiți de energia Maicii care a început să curgă. Doar bucurați-vă de prezența ei. Fiecare o să primească exact ce vrea Măicuța Domnului. Poate o să auziți o voce care vă întreabă ce vrei. Spuneți ce vreți. Cereți dar divin de bani, de bucurie, de căsătorie, de copii, mașină, casă, călătorii, vacanțe, concedii frumoase. Maestrii optimi și benefici pentru voi să vă îndrume pe drumul ăsta spre lumină. Cereți să vină spre voi toate bunătățile cerului pregătite pentru voi. Acum vă rog să și mulțumiți și dacă toți suntem în starea asta așa frumoasă, spuneți-mi, Maicii, ce aveți pe sufletel? Și închipuieți-vă că toate greutățile din sufletel, din voi, din toate structurile voastre, îi le lăsați la picioarele Maicii, ca un bagaj. Sau cum vreți voi, o piatră, un sac,
Nu știu cum simțiți voi, dar eu simt așa energii frumoase și sunt atât de recunoscătoare că am ajuns să trăiesc momentele astea. Puneți-i Maicii tot ce vreți. Cereți Maicii tot ce vreți. Vă rog, cereți, fără jenă, cereți că meritați. Deschiderea drumurilor. Cereți ce vreți voi. Măicuța Domnului vă binecuvântează și vă binecuvântez și eu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și vă mulțumesc că m-ați ajutat să trăiesc așa moment frumos. Știu că... Haideți să mai stăm un pic, mai stăm puțin energia asta atât de frumoasă. Pur și simplu mulțumiți-i, doar atât. Și rugați-o să vă ajute să mai trăiți și să mai simțiți așa minunății. Cereți protecție pentru cei dragi. Dacă nu poți lăsa bagajul din mână la picioarele Maicii, nu vrei să te scapi de suferința aia, las-o, te rog, arunc-o. Te rog, dă-i drumul. Te rog, fă tot ce stă în putință, faceți tot ce vă stă în putință să lăsați la picioarele Maicii Domnului suferința voastră. Dacă aveți rețineri și nu vreți să o lăsați, înseamnă că vă place suferința aia, v-ați obișnuit cu ea și nu știți altceva, nu știți starea de bine. Aruncați-o, faceți un efort enorm și lăsați și rugați-o pe Maică să ia. Maica oricum ia și vă ajută. Ok, haideți să-i mulțumim Maicii Domnului. Să-i mulțumim în primul rând că a venit la noi. Că există Măicuța Domnului, ce am face fără ea? Și haideți să continuăm cu Sfântul Acatist și apoi mă mai uit puțin la răspunsuri, să vă mai ajut cât pot, atât cât pot. Încă se mai simte energia Maicii. Doamne, ce frumos! Mulțumesc, Măicuță Sfântă! Mulțumim cu recunoștință! Mulțumim, 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 mulțumim! Uf! Mulțumim, 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 Maică Sfântă! Doamne, îți mulțumesc!
Avram, patriarhul și Sara s-au slăvit de demult pentru nașterea lui Isaac. Dar prea curată fecioară, cu cât este slava ta mai înaltă decât a lui Isaac, cu atât slava dumnezeieștilor tăi părinți a covârșit pe cea a lui Avram, pentru care slavă se cuvine lui Dumnezeu, aleluia. Scara lui Iacob, pe tine prea sfântă fecioară te-a închipuit, căci pe aceasta îngerii s-au văzut suindu-se și pocorându-se, iar prin tine scara cea înțelegătoare. Zidul îngerilor pentru noi s-a pogorât și firea noastră prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui, pentru care te lăudăm așa. Bucur-te, scară duhovnicească pe care Dumnezeu până la noi s-a pogorât. Bucur-te, scară înțelegătoare pe care cerul și pământul s-au unit. Bucur-te, scară de taină care de la pământ ne-ai ridicat. Bucur-te, scara cea tainică care pe cer te-ai rezemat. Bucur-te, scara lui Dumnezeu cea prea minunată. Bucur-te, scara cerului cea prea înfricoșată. Bucur-te, scară gândită a tainelor mântuirii. Bucur-te, scară gândită spre desăvârșire. Bucur-te, scară prin care s-a pogorât la noi mila lui Dumnezeu și îndurarea. Bucur-te, scară prin care noi ne suim la Dumnezeu și luăm iertare. Bucur-te, scară vie, care pe toate treptele duhovnicești ți le-ai agonisit. Bucur-te, scara Duhului, pe care, prin care firea oamenilor până la cer s-a suit. Bucur-te, scară duhovnicească, pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea. Prea fericiții tăi părinți, Ioachim și Ioana, și Ana, după a lor făgăduință, dar sfânt cu totul, fără de prihană, te-au adus spre tine lui Dumnezeu și tuturor oamenilor, copila darurilor, adus ai fost lui în biserică și ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu și ca un înger îl lăudai pe el cântând așa, aliluia. Viețuirea ta în Sfânta Sfintelor, prea sfântă fecioară, a fost asemenea îngerilor lui Dumnezeu, căci tu pururea spre Dumnezeu, cu privirea minții erai și slavoslovia lui pururea zăboveai, pentru care și noi smeriții te lăudăm. O secundă. Viețuirea ta în Sfânta Sfintelor, prea sfântă fecioară, te lăudăm. Bucur-te, cei ce cu ochii minții de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai văzut. Bucur-te, căci cu vederea slavei lui Moise l-ai întrecut. Bucur-te, căci cu gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai. Bucur-te, căci cu gura ta cea de gând pe Duhul Sfânt pururea îl trăgeai. Bucur-te, căci prin tăcerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-ai luminat. Bucur-te că cu smerenia cea prea înaltă te-ai îmbrăcat. Bucur-te că prin smerenia ta spre tine Domnul a căutat. Bucur-te că cu adâncimea smereniei tale, cu înălțime de slavă și de dar te-ai încununat. Bucur-te că în Sfânta Sfintelor Arhanghelul Gabriel trimis a fost spre a-ți vesti. Bucur-te că la Dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie. Bucur-te dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea. Prin cuvânt ai zămislit pe cuvântul care l-ai născut mai presus de firea nașterii. Drept aceea toate neamurile te fericesc, iar cuvântul cel întrupat din tine aude cântare, aliluia. Cortul lumosii, cu meșteșugul cercetând s-a împodobit, iar tu prea sfântă fecioară, cort sfânt și înțelegător spre încăperea lui Dumnezeu, cel necuprins te-ai făcut și întru tine l-ai încăput pentru care te lăudăm. Bucur-te, cortul legii darului prea frumos lucrat. Bucur-te, chivot al lui Dumnezeu prea înfrumusețat. Bucur-te, chivot viu de mână neîmplătit. Bucur-te, chivot prea luminat și prea sfințit. Bucur-te, cort prin care arhierul arhierilor l-ai sfințit. Bucur-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-ai acoperit. Bucur-te, cort care ai purtat întru tine pe dătătorul legii. Bucur-te, cort în care arhierul cel mare a intrat. Bucur-te, cort care spre sfințirea și mântuirea lumii te-ai făcut. Bucur-te, cort care prin Dumnezeu în tine l-ai încăput. Bucur-te, cort cel ce cu frumusețe duhovnicească împodobit. Bucur-te, cort viu și înțelegător întru care cuvântul ai locuit. Bucur-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea. Împăratul Solomon, biserica prea frumoasă a lui Dumnezeu a zidit, iar împăratul cerului și a pământului pe tine, prea sfântă fecioară, biserică vie și înțelegătoare, spre a sa sălășuire te-a pregătit, pentru care toate popoarele prin tine îl lăudăm
și îl cântăm și cântăm laudă, aleluia. Adusu-te ai pe tine, lui Dumnezeu, ca o haină de aur, cu toată podoaba faptelor bune împodobite și ca o biserică vie și înțelegătoare, a cărei frumusețe gândită pe ceruri le-ai întrecut, iar cetele îngerilor, mult minunându-se pe tine, te laudă. Bucur-te, biserică mai desfătată decât cerurile, bucur-te, biserică prea sfântă și înfrumusețată, bucur-te, biserică în care a încăput Dumnezeu, bucur-te, biserică prea împodobită, care pe biserica lui Solomon a înfrumusețat-o, bucur-te, biserică a cărei slavă dinăuntru strălucește, bucur-te, biserică înțelegătoare, întru care Dumnezeu se odihnește, bucur-te, biserică însuflețită și cuvântătoare, bucur-te, biserică întru care pururea luminează neînsăratul soare, bucur-te, biserică mai înaltă decât toate cerurile, bucur-te, biserică a prea Sfântului Duh, cea prea luminată, bucur-te, căci cu darurile Sfântului Duh strălucești foarte, bucur-te, biserică a milei și a milostivirii care pe toți îi adăpostești, bucur-te, biserică pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și spre mântuirea a toată lumea. Mai înainte te-a văzut pe tine Sfântă Fecioară Dumnezeiescul proroc Ezechiel, care ca pe o ușă încuiată și pecetluită cu Duhul, prin care a intrat și a ieșit Hristos Dumnezeu, nestricând pe cetile fecioriei tale și pe care lăudăm și cântăm, aleluia. Prin tine ușa vieții, cea de taină, a venit în lume Mântuitorul și ușile cerului s-au deschis pentru toți cei care vor crede în El și prin tine te vom avea mijlocitoare prea bună pentru care te lăudăm așa. Bucur-te, ușa lui Dumnezeu prin care viața a intrat. Bucur-te, ușa cea înțelegătoare a Cerescului Împărat. Bucur-te, ușa prin care mila și iertarea pentru noi a venit. Bucur-te, ușa Raiului celui preasfințit. Bucur-te, ușa luminii și a bucuriei. Bucur-te, ușa cea pecetluit a fecioriei. Bucur-te, ușa împărăției cerurilor cea prea frumoasă. Bucur-te, ușa mântuirii cea prea aleasă. Bucur-te, ușa vieții și a îndurării. Bucur-te, ușa milei și a mângâierii. Bucur-te, ușa gândirea slavei cel nemuritoare. Bucur-te, ușa darului prin care a venit în lume Mântuitorul Soare. Bucur-te, Dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea. David, prorocul și împăratul, după cuvință să se bucure, căci din neamul lui pe pământ vlăstar prea sfânt ai răsărit, către rodul vieții, prin Duhul Sfânt, îi va aduce în lume, pe care îngerii și oamenii îi laudă și cântă, aleluia. Dumnezeiescului Părinte David, pe tine mai înainte te-a văzut și prin Duhul Cel ce Sfânt și ca pe o împărăteasă a cerului și a pământului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcat în haina aurită și împodobită pe care noi, robii tăi, cu credință, din inimă te lăudăm. Bucur-te, împărăteasă a cerului și a pământului, bucur-te, împărăteasă a cerului cea prea slăvită, bucur-te, împărăteasă a cea fără de asemănare, mai slăvită decât serafimii, bucur-te, împărăteasa îngerilor și a tuturor cetelor cele înțelegătoare. Bucur-te, împărăteasa prea sfântă și prea frumoasă. Bucur-te, împărăteasa prea bună și prea aleasă. Bucur-te, împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc. Bucur-te, împărăteasa cea cu frumusețe duhovnicească împodobită. Bucur-te, împărăteasa zilei care de ziua judecății cele de apoi vei sta lângă divanul cel de fulger. Bucur-te, împărăteasă prea îndurată, care la vremea judecății cele de apoi mare îndrăzneală către judecătorul vei avea. Bucur-te, împărăteasă prea milostivă și prea folositoare. Bucur-te, împărăteasă prea milostivă, nădejdea sufletului meu la judecata cea viitoare. Bucur-te, Dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea. O prea curată și prea sfântă Dumnezeiască pruncă Maria, care te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea, ascultă rugăciunile robilor tăi, care cu credință și cu evlavie din inimă lăudăm nașterea ta, cea prea cinstită, și cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertarea greșelilor noastre, pace și mare milă, cântându-i aleluia. O prea curată și prea sfântă Dumnezeiască pruncă Maria, care te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea, ascultă rugăciunile robilor tăi, care cu credință și cu evlavie din inimă lăudăm nașterea ta cea prea cinstită și cerem prin tine de la Dumnezeu iertarea greșelilor noastre, pace și mare milă cântându-i aleluia. O prea curată și prea sfântă Dumnezeiască pruncă Maria, care te-ai născut spre bucuria
și mântuirea toată lumea. Ascultă rugăciunile robilor tăi, care cu credință și cu evlavie lăudăm nașterea ta cea prea cinstită și cerem prin tine de la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre și pace și mare milă, cântându-i Aliluia. Soborul îngeresc și neamul omenesc astăzi după cuviință să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine și nădejdea așteptării lui Adam se împlinește, pentru care noi toți, lăudând-o, așa să zicem: bucură-te că viața și bucuria prin tine lumii se va trimite. Bucură-te, steaua dimineții, cea înțelegătoare, bucură-te, steaua darului, care veselește venirea în lumea veșnicului soare, bucură-te, dimineața și zori, care aduci lumii veșnică în nemurire, bucură-te, chemarea înapoi a celor din rai care s-au înstrăinat, bucură-te, chemarea înapoi a celor ce pe șarpe l-a înșelat, bucură-te, cămara a tainelor mântuirii neamului omenesc, bucură-te, floarea milei și a îndurării Părintelui Ceresc, bucură-te, odor ales al lui de Dumnezeu și slava Fecioriei, bucură-te, sălașul cel cuvântător și cămara cea sfânta bucuriei, bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea. Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza soarelui cel înțelegător răsare, astăzi Maica Bucuriei se naște spre mântuirea toată lumea. Veseliți-vă, popoare, și vă bucurați, și cu credință și din inimă lăudați-o. Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea. Mai avem o rugăciune pentru către Sfânta, prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, prea Sfântă, prea Curată și prea Nevinovată Dumnezeiască Pruncă și Fecioara Maria, care te-ai născut din părinți drept și fără de prihană, spre bucuria și mântuirea toată lumea. O prea Sfântă Fecioară, floarea firii omenești, prea frumoasă și prea înțeleaptă, care din tulpină uscată și nerăditoare ai răsărit și care printr-a ta naștere, întristarea prea fericiților tăi părinți și a toată lumea ai risipit-o. Ajută-ne și pe noi. O roadă prea sfântă a rugăciunii și a înfrânării, ascultă rugăciunea copiilor tăi și cu darul prea sfintelor tale rugăciuni, ajută-ne și nouă a ne învăța și a ne ruga lui Dumnezeu din inimă și fără de răspândire și fără de formă. Pe tine chemarea lui Adam, căreia te rugăm să mijlocești pentru noi către Dumnezeu, ca să cheme darul său la adevărata pocăință. Pe tine, Maica Bucuriei, te rugăm, veselește-ne cu darul tău sufletele noastre și întristate. Tu, Maica Lumii, mijlocește la prea bunul Dumnezeu prin iluminarea minții și a inimilor noastre. Tu, Raiule Cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curățăm de întinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la Dumnezeiescul Rai. Tu, Palatul cel însuflețit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem Palatul noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasă, cea prea sfântă și cu totul fără de prihană a lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem și noi Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului și Maica celui întâi născut. Tu, căruța luminii, du-ne pe noi la lumina al bucuriei, cea de-a pururea este strălucitoare celor drept și sfinți. Tu, norul cel în chip porfirei cu raze de aur, umbrește-ne pe noi de acea frezmințeară a poftelor trupești. Pe tine, cea ce ești fulgerul Dumnezeirii și raza cea strălucită a soarelui celui de gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm și noi că suntem copiii lui Dumnezeu și să nu ne întristăm și să ne curățe Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Tu, noian al darurilor celor duhovnicești, ajută-ne să dobândim darul lui Dumnezeu în veacul de acum și cel viitor. Tu, sălaș al Duhului Sfânt, mijlocește cu darul tău de la Dumnezeu ca inima curată să zidească în noi și cu Duh drept să înnoiască cele dinăuntru ale noastre. Pe tine, Maica îndurării și a mângâierii, te rugăm și cu adâncă umilință să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urma vieții noastre, să ne ajuți și să ne mângâi sufletele în vremea despărțirii de acest trup și de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiță înțelegătoare, cu aripi de aur și cu străluciri de fulger, te rugăm din toată inima să călătorești cu noi până vom trece toate vămile cele înfricoșate ale văzduhului și toată puterea întunericului celui de sub cer.
Pe tine ușa vieții, a luminii și a bucuriei, te rugăm să ne ajuți și să intrăm pe porțile cele sfinte ale împărăției cerurilor, să ajungem cu darul prea sfintelor și prea puternicilor tale rugăciuni la lumina veseliei cele nestricăcioase și neapropiate. Pe tine, împărăteasa cerului și a pământului, care pururea stai de-a dreapta sfintei treimi și care ai născut pe ziditorul serafimilor și l-ai întrecut într-o cinstire pe heruvim, te rugăm și noi copiii tăi să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mai mare și înfricoșătoare a judecății de apoi și să îmblânzești mânia cea sfântă și dreaptă a Domnului Dumnezeului ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre. Amin. Vă mulțumesc cu recunoștință. Dragii mei, doar aici să vedeți că este adevărat că Maica Domnului este în momentul morții noastre. Te rugăm să stai lângă noi în ceasul de pe urmă al vieții noastre. Și Maica Domnului, te rugăm să stai aproape de sufletele noastre și în ziua cea mare a judecății noastre. Deci stă Măicuța Domnului, stă cu noi și ne ajută. Asta e mare, mare, ne dă mare, mare speranță și ne face să nu mai ne fie atât de frică de moarte, că Maica Domnului este lângă noi, plus Sfântul Arhanghel Mihail și îngerii noștri. Cineva spunea că era să dea un biciclist peste ea și cu siguranță Maica a ajutat-o. Maica, Sfântul Arhanghel, Sfântul Înger Păzitor. Așa, dragii mei, sper că v-ați bucurat, sper că ați simțit, cei care simțiți, sper că ați simțit energia Maicii, a fost extraordinară, a fost deosebită, la Fatima s-a simțit altfel, aici s-a simțit altfel, a fost extraordinar. Pentru mine, eu doar pot să vă mulțumesc că m-ați ajutat să trăiesc momentele astea și m-ați ajutat să pot să vă ajut. Cei care simțiți atunci când vă spun să puneți poverile la picioarele Maicii Domnului și nu vreți să le lăsați, înseamnă că nu vreți să vă rupeți de situația respectivă. Poate v-ați obișnuit cu ea sau poate nu aveți încredere. Aruncați, dați-i drumul să plece. Dați-i, dacă faceți tot ce vă stă în putință, să lăsați la picioarele Maicii Domnului toate situațiile conflictive și tot ce aveți. Toate poverile noastre, orice aveți pe sufletel, o supărare de acum 20 de ani, puneți-o la picioarele Maicii. Și o să vedeți că vă simțiți mai bine. De ce credeți că repet atât de mult meditația și să mergem în inimioară? Pentru că de fiecare dată se curăță și se curăță și se curăță. Și cei care aveți posibilitatea să vedeți în astral, o să vedeți o inimă din ce în ce mai frumoasă, din ce în ce mai luminoasă. Sincer, când eu am făcut meditația cu Dragoș, a fost în nu știu ce curs și a zis să intrați în spatele inimii, tata, când am deschis ușa, deci nu venea să cred, era totul negru și nu vă spun ce ligioane erau acolo, erau toate supărările mele, toate frustrările mele, toată furia mea de toată viața, toată nemulțumirea mea, neînțelegerea mea, care s-au transformat în tot felul de monștri. Nu vă închipuiți cât am muncit ca să reușesc să curăț și să curăț și să curăț până în sfârșit am făcut iar o meditație și am văzut. Deci n-a fost intenția mea, sincer, nu a fost intenția mea să-mi văd inima. Vă spun sincer, am văzut inima mea din afară și erau așa geamuri. Și știți, casele alea din Germania care au flori din alea frumoase, colorate, toate culorile, mai roz, mai închis, albastre, albe, o frumusețe, nu știu cum se numesc, petunii sau, nu știu, chiar nu știu, sau margarete. Nu margarete, nu, scuze. Efectiv, deci toată inima mea avea gemulețe și revărsau. Deci, deci erau cascade, cascade, cascade de flori. Nu m-aș fi gândit la asta niciodată, vă spun sincer. Deci curățați-vă inima ca să vă eliberați. Amintiți-vă de Măicuța Domnului, aprindeți măcar o lumânare dacă nu ați aprins și mulțumiți-i. Vă binecuvântez pe toți și vă mulțumesc cu recunoștință. Maica Domnului să fie cu noi în orice clip a vieții noastre. Doamne ajută! Și eu vă iubesc, dragii mei!